Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod al vlogului. Noi am venit să cumpărăm o mașină nouă. Uite un soi de aici. Sunt ca un soi de aici. Oare? Să înceapă vlogul. Ce zice să ne luăm o mașină de asta așa mare, cu care să mergem la grădiniță în fiecare dimineață? Da. Ce zici? Încăpem? Păi aici. Cum ți-am zis, aici este reprezentanța și atunci e clar că aici găsim foarte multe mașini de genul ăsta. Am văzut foarte multe mașini, ne-am urcat în ele, am trecut pe lângă, suntem puțin blocați, trebuie să vedem cum ieșim din situația asta. Am făcut și... Da. Am făcut și programare pentru o revizie. Suntem bine, să înceapă ziua frumos. Hai să mergem. Am venit puțin la mici cumpărături. Da, necesare. Și acum mă duc la bricolaje. Eu trebuie să fac și acolo mici cumpărături. Dar pentru asta trebuie să mut mașina. Wow, nu mă așteptam ca într-o parcare subterană să fie atât de cald, să fie așa sufocant, zăpușeală, nu zăpușeală, că nu e zăpușeală, este sufocant de cald, așa e, se simte. Am luat aspersoare noi și niște produse pentru calcar. Recomand. Recomand acest produs pentru calcar, dacă aveți calcar, rezolvă bine. Și iată-ne după grădiniță cu un balon mare, a fost ziua unei colege. Și aici avem o colecție foarte importantă de pietre pentru mama. Eu l-am adunat. Bineînțeles că tu le-ai adunat. La grădiniță. Ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, nu vine nimeni și traversăm. Este drumul liber. Și mergem. Foarte cald și zilele astea. E cald la grădiniță? Uite acolo. Ce este ăla? Fustic. Zi. Un su? Su? Zu? Suzuki. Hey, Suzuki. Ui. Ai, mami, câte baloane ai făcut? Ai învățat să faci baloane? S-a căzut un pic de bebe. Nimic. Ia de să văd, să văd asta cu blu. Să ne cadă din mână. Tara, blu și bingo. Albert, blu și bingo. Ai dus baloanele spre balonul cu Happy Birthday. Poftim. Ține-te. Ține.